Visul vieții mele. Să am o telecomandă pentru viață. Bună ziua, bine v-am găsit. Mai am 17 minute și 50 de secunde să vă împărtășesc o idee care sper să vă lase curioși măcar. Dar până atunci, nu știu câți dintre voi știți, și cred că asta are o doză foarte mare de știință, cum fac tinerii din ziua de azi poze? Vreți să vă arăt? E o știință, întreabă asta. O să las telecomandă o secundă, că nu e ușor de făcut. După ce am studiat povestea asta din foarte multe puncte de vedere, am ajuns la concluzia că cei mai mulți tineri din ziua de astăzi își fac poze în felul următor. Cool, a? Și acum am făcut și o poză cu voi. Nu o să o pun pe Facebook, asta fac după. Acum, am o certitudine. Am mai multe certitudini, dar una clară. Imediat. Sunt convins că vă întrebați chestia asta. V-am ghicit. E simplu. Eu sunt Răzvan și eu mă ocup cu trei chestii în principal. Ziua mea începe cu astea trei chestii, se termină cu astea trei chestii, mă culc, mă trezesc, continui cu astea trei lucruri. Mă ocup cu zona de marketing și comunicare, mă ocup cu zona de inovare și mă ocup cu zona de strategie. Fie că îmi fac o strategie de cum să gătesc completa ideală, și e multă muncă acolo, fie că îmi fac o strategie despre cum să faci un proiect sau altul, fie că îmi pun problema cum pot să ajut Guvernul României să-și dea seama ce-i cu industriile creative. Urmează într-o altă prezentare. Astăzi nu vreau să vorbesc despre asta. M-am gândit să împărtășesc cu voi o idee și am stat și m-am gândit. Când Anto mi-a scris prima oară, dragă Răzvan, fii atent, ai de făcut asta, 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 m-am panicat. Pentru că atunci când ești în locul ăsta, e foarte dificil să știi, să scoți o idee, acea idee, ai 15 minute, mai ai 15 minute, a fost Dragoș București înaintea ta. Adică, cam ce ai putea tu să împărtășești care să fie la același nivel? Și am zis că singura mea șansă e să vorbesc despre mine și despre lucrurile pe care le-am trăit eu. N-am altă șansă. Cu știința nu m-am înțeles foarte bine, în toate formele ei, deci ce pot eu să zic decât lucrurile prin care am trecut eu. Și am ales un subiect care mi-a marcat existența într-un fel sau altul, de când eram foarte mic și inclusiv astăzi. Mulți dintre vorbitorii dinaintea mea mi-au ridicat niște mingi la fileu și sunt curios să le explorăm împreună, că deja e rumoare în sală pe subiectul ăsta. Cititul, definit ca acea activitate prin care cunoaștem lumea din jurul nostru, care se întâmplă în principal prin acest portal al cărților, ați auzit de cărți, bănuiesc, suntem bine, e foarte multă știință în spatele cititului. Felul în care poți să citești, pozițiile în care ar trebui să citești, momentele în care ar trebui să citești, textul pe care îl citești, toate lucrurile astea pornesc în noi o serie de emoții, de lucruri care ne fac să ne transformăm într-un fel sau altul, indiferent de momentul sau contextul în care facem asta. Ce știm despre citit? Cel puțin trei lucruri știm. Unu, știm că e o chestiune a dracului de complexă. Creierul nostru, ca să poată să citească, trebuie să facă niște eforturi destul de mari. Trebuie să învățăm o serie de simboluri pe care apoi să le interpretăm în moduri din ce în ce mai complexe. Nu e ușor. Limbajul nu a existat, el a fost inventat. Știm despre citit că poate să deschide calea sau ușa la niște lumi complet nebănuite. Ne introduce într-un univers sau altul la care nu ne așteptam. Unii văd aici o simplă pisică, alții văd cu mult mai mult decât asta. Și, la finalul zilei, toți ne uităm la o pagină de carte. Mai știm despre citit că deschide în tine niște emoții, te face să dansezi, te face să faci lucruri la care nu te-ai așteptat când ai deschis cartea respectivă. Sună cunoscut? Sună cunoscut? Cât de cât. Eu mi-am pus de foarte mult în întrebarea ce se întâmplă, și nu mi-am pus-o doar eu, au pus-o și adulții din viața mea de foarte multe ori, ce se întâmplă dacă nu citești? Nu vorbim de știința de a interpreta cuvintele. Asta, vrei sau nu vrei, trebuie să o faci. E la impuse. Vorbim despre ideea de a avea acest obicei de a citi, de a te așeza pe o bancă sau, nu știu, de a citi. V-ați întrebat vreodată? Vi s-a pus această întrebare vreodată?
Nu vi s-a pus niciodată întrebarea? Am auzit un sunet. Ce mai? Ce am auzit eu când mi-am pus această problemă? Am auzit tunete și fulgere. Am auzit apocalipsa. Am auzit că lucruri nasoale se vor întâmpla, lucruri care tind să meargă pe o traiectorie descendentă. Apoi, la evenimente sociale sau de orice altă natură, întrebarea care te poziționează sau, dacă vrei să candidezi la diferite funcții publice, chestiunea care te poziționează din start este această întrebare: ce ai citit în ultima vreme? Ideal, cu cât citești mai aproape de momentul întrebării, cu atât ești mai intelectual. Dacă ai citit o carte acum un an, slabe șanse să fii o persoană de valoare. Lumea din jurul nostru a fost construită pe aceste temelii, pe această temelie a cărții. Sunt cărămizile societății în care trăim. De când a apărut cartea ca și produs de masă, ea a avut multe sute de ani la dispoziție să se răspândească. A avut timp să influențeze societatea, a avut timp să ducă la renaștere și la multe alte momente care ne-au adus aici. Cartea, ca și instrument al evoluției, este fără urmă de îndoială extraordinar de important. Și cititul cărților e foarte important. Acum, eu, sub pilonii istoriei de sute de ani cu cărțile, am o istorie legată de treaba asta, de cititul. Și cititul în toate formele sale. Eu am petrecut 1503 zile în comunism, după care s-a terminat. Am înțeles că s-a terminat. N-am știut, mi-amintesc că în momentul în care s-a terminat oficial, eu nu mai aveam desene animate. Și m-a enervat foarte tare în momentul ăla. Atunci părinții mei au găsit o formă să pună radio în funcțiune și mi s-a părut ce tare este. Poate niște sunete, dar nu e ca la desene animate. După aia, a trecut momentul 89, a început anii 90. Toată lumea făcea de toate. Au apărut televizoarele, au apărut casetele video, a apărut cablu TV, au apărut revistele, au apărut o avalanșă de moduri în care oamenii vreau să-ți spună lucruri. Eu am ajuns, am trecut de niște etape, am luat bacul. E ceva, adică, știu dacă vă dați seama. Și am ajuns pe la 20 și ceva de ani în care vreau să fac alte lucruri. Și atunci am început să vorbesc cu diversi oameni, mergeam la diverse evenimente sociale și ce carte ai citit? N-am avut timp, desigur. Ocupat, uite, fac proiecte. Măi, Răzvane, cum n-ai citit nimic de aproape un an de zile? Simțeam în oameni dragi mie o nevoie de a interveni. Era un foc și pompierii au fost chemați. Și s-au încercat. Versiunea te voi amenința că o să rămâi prost. N-a mers. S-a încercat chestiunea cu nu o să știi să zici poezii la fete. N-a mers. S-a încercat teoria cu nu o să ai un vocabular, o să vorbească lumea cu tine, măi băiatule, și tu nu o să poți să scoți două vorbe. Sau o să poți să le scoți pe aceleași două. Păcat de tine, băiat frumos, să nu zici două, trei cuvinte. Omul care a făcut din asta un proiect personal, un prieten foarte drag mie, s-a decis să o ia cu ușurelul. M-a chemat într-o zi la el la birou să discutăm un subiect important și a zis: Răzvan, uite, eu țin la tine, mi se pare că ești un om cu foarte mult potențial, dar asta cu cititul nu e bine. N-are cum să fie bine. Adică un om așa cu potențial trebuie să citească. Bine, hai să vedem. Tu ce părere ai? Și el mi-a zis: uite, îți dau cartea asta, e simplă, e ușoară, în mod interesant era vorba de Oscar și Tanti Roz. Citește-o, te rog, și hai să ne auzim în cât timp vrei tu să vorbim despre ea. Bine, am luat-o, m-am dus acasă, am citit pe net cum tehnici de a citi, cum să stai, unde, ca să facem treabă. E o știință, vă garantez, m-am documentat. M-am așezat în toate pozițiile, m-am dus în parc, pe o bancă. Nu. Într-un final am zis: pentru Cosmin trebuie să citesc cartea asta.
O să o citesc de-a dracu, o să stau acolo, o să mă pun. Știți senzația aia când te așezi și de fapt tot corpul tău spune că trebuie să pleci? Am citit Oscar și Tantiros. M-am văzut cu Cosmin la câteva săptămâni după. De fapt, o săptămână, că am vrut să pară că e un fleac. M-am văzut, am zis Cosmin, o carte foarte interesantă. Într-adevăr, se întâmplă chestia, foarte, foarte interesant. L-am mințit cu nerușinare că am înțeles tot. Pare rău, Cosmin. Vroiam să-i arăt că nu sunt un om care o să sfârșească la groapa de gunoi a civilizației. După care am văzut piesa de teatru, Oscar și Tantiros, și am avut un moment de genul, aha, spre asta era. Intervențiile au continuat. Care mai de care? Agresive, non-agresive, colaborative, dar oamenii menționau că viitorul meu nu o să arate foarte bine. În esență o să fie un dezastru și eu o să ajung pe la vreo 30 de ani. Acesta e momentul în care totul se termină, așa mi se prezenta mie. Și 30 de ani s-a terminat. Dacă până atunci n-ai făcut niște chestii, n-ai nicio șansă. Mă apropii. Și tot auzind lucruri de genul ăsta, zi de zi, auzind, băi, trebuie să citești, nu se poate, am ajuns la un moment în care am zis, eu nu mai pot. Pă bune, opriți-vă. La întrebarea ce carte citiți în ultimul an, nici una. Nada. V-aș invita, chiar dacă nu e așa, faceți asta ca să vedeți reacții. Asta mi se pare, mie, pentru mine, pentru persoana mea, este probabil cea mai pură formă de tortură. Să mă pui să stau într-un loc nemișcat, ore întregi, să mă uit la niște cuvinte, să încerc să înțeleg ce a vrut să zic acest rătăcit din secolul oricare. Eu mă enervez la multe. De exemplu, am citit când eram în liceu, cred că liceu era, Ion. Serios? Adică... Dacă aș fi putut să călătoresc în timp, m-aș fi dus peste băiatul ăla și aș fi zis niște chestii. N-a funcționat. Ce am decis eu să fac este să fac un pas înapoi și să văd cum ar arăta lumea și care ar fi viitorul meu dacă aș trece peste această chestiune. Pentru că m-am învinovățit destul de tare, adică, băi, ce se întâmplă? Chiar o să fiu un ratat? Cum aș putea totuși să-mi trăiesc viața? Să auzi zi de zi de la foarte mulți oameni că o să fiu un retardat? Nu te încurajează. Garantat. Eu ce am descoperit despre felul meu de a funcționa, și nu cred că este unic, este că nu am obiceiul de a citi. Vă spuneam, e ca o formă de tortură. Nu-mi iese. Și am zis, ce fac cu povestea asta? Că ceva trebuie să fac. Sigur am ceva valoros în mine cu care pot să ies pe stradă. Și nu până la crematoriu. Și am decis să mă las de citit. Nu să uit cuvintele, ci efectiv să n-aud. Dacă voi simți eu în mod natural nevoia să revin la o carte, Ion sau alta, o voi face. Dacă nu, nu. Evident, am discutat și cu mama în mod aleatoriu. La mine era să vorbim despre vreme, despre câine, despre citit. S-a albit la față. Cam așa. Mă rog, aici e mai multă culoare. Ai nebunit? Cum adică să nu citești o carte? Ce s-a întâmplat? Nimic. De fapt, am descoperit că eu citesc extraordinar de multe lucruri dintr-un film. Din imaginile care se mișcă. Am o revistă pe care o citesc în fiecare săptămână, audio. Când trec peste un articol care mi s-a părut interesant, revin la el. Mă mișc și învăț foarte multe lucruri despre mine, despre oamenii din jur. Îmi place să dansez, fără să fie poze sau filmări cu ce am făcut.
Îmi place să descoper lumea din jurul meu cu ajutorul ecranelor pe care le văd. Și am auzit și teoria asta. Când îmi spuneam oamenilor timid, știți, eu citesc, nu prea citesc, dar mă uit la filme. Îmi place să mă uit la filme. Filmele, un băiat acolo îți regizează, zice cam ce să vezi, 3 ore s-a terminat, ai plecat, ai mâncat popcornul, ăla nu e o formă de cunoaștere, măi băiete. Și auzeam lucrurile care li se întâmplă oamenilor atunci când citesc. Că te transportă într-o lume fascinantă, că te, nu știu, că îți luminează sufletul, mintea, ți le duce într-un loc de ăsta comun. Și mă gândeam, cam asta mi se întâmplă mie când mă uit la un film. Cam asta descoper eu atunci când văd lumea în alt fel. Cred că dacă Leonardo da Vinci, că a fost menționat mai devreme, ar fi trăit în secolul nostru, ar fi avut alte citate. Am așa, am un feeling că așa ar fi. Eu mă îmbogățesc văzând lucrurile în mișcare. Mă îmbogățesc și descoper lucruri despre lumea din jurul nostru, văzând alte lucruri în afară de textul care este blocat într-o pagină. Și s-a ajuns la ziua prezentă. Ce am descoperit eu că nu s-a întâmplat, după ce am decis să nu mai torturez, este că soarele nu a apus. Din contră, oamenii în continuare vor să aibă de-a face cu creativitatea mea. Am auzit că dacă nu citesc, o să epuizez creativitatea, o să fie ca un cartuș de la imprimantă. Din contră, chiar am reușit să-mi construiesc un fel de creativitate care e destul de interesant și mereu reușesc să vin cu o perspectivă la care unii oameni nu s-au gândit. Deși nu știu poezii sau alte lucruri complexe, reușesc să port o conversație cu oamenii, decentă, ne descurcăm, și în română și în engleză. Nu a plecat nimeni zicând cine e idiotul ăsta, sau mie nu mi-au zis, n-au dat feedback, aștept feedback despre vocabular. Nu cred că am cel mai complex vocabular, dar mă descurc. Mă descurc cu taximetriști, mă descurc cu profesori universitari, mă descurc cu oameni de 12 ani, mă descurc cu oameni de 50 de ani. Avem o conversație și de cele mai multe ori avem conversații plăcute. Oamenii mă invită să vorbesc, asta mi se pare cea mai tare. Și tot insistă, adică n-au renunțat. Iată, sunt azi aici, adică, și n-am plătit ca să fiu aici. Adică. Am înțeles că de-a lungul istoriei s-a mai întâmplat. Lumea nu s-a distrus. Din contră, simt că de când am ales să mă uit să văd cine sunt eu și cum percep eu lumea din jur, lucrurile stau mai bine. Altfel se așează lumea când înțelegi cine ești tu și ce faci tu versus cine e lumea din jurul tău și ce vrea lumea din jurul tău. Dacă aș vrea să rămâneți cu ceva din toată povestioara asta, este că eu sunt bine acum și pot... Nu, cu asta aș vrea să rămâneți. Dar poți să rămâneți cu asta. Eu am mers mai departe. Însă sunt foarte mulți oameni care au 16, 18, 20 de ani, care le aud zi de zi de la adulții din viața lor cât de greșiți vor fi dacă nu citesc cărți. Lucrul cu care vreau să rămâneți este că e momentul să oprim ceea ce aș numi o inchiziție a cititului și să înțelegem că întrebarea corectă sau lucrul în care trebuie să punem perspectiva din care trebuie să privim e mai degrabă asta. Pe mine nu m-a întrebat nimeni, eu cum descoper lumea? Prezumția a fost că dacă s-a întâmplat 100 de ani într-un fel, în mod sigur, asta trebuie să facem cu toții de mâine. Și că asta e singura cale către cunoaștere. Eu cred că ultimul secol ne-a adus niște inovații la care oamenii care au construit la temelia cărții nu s-au așteptat. Cred și știu acest lucru și nu numai eu, și oameni care studiază subiectul, că învățăm uitându-ne la imagini în mișcare, învățăm mirosind lucruri, învățăm auzind lucruri, învățăm în toate felurile posibile. Nu există un monopol asupra învățării. Așadar, pentru cei care sunt mai mici ca noi, nu le mai spuneți să citească o carte neapărat. Spuneți-le să citească o carte sau să uite la un film sau să asculte o carte audio, că poate ei descoperă lumea în alt fel. Vă mulțumesc!